certat, că, că aveți una cu Ciucă, una cu Ciolacu. Da. L-ați certat pe Ciolacu, că a luat 7 la BAC. Și vine la Sconie, de fapt, cred că Ciutacu a prezentat sau ceva, că am citit Victor o chestie. Ciutacu, da. A avut numai note de astea, 5-6. A avut la prestigioasa facultate ecologică, oricum, mult sub 7 medie. Pe Ciolacu, că sunteți de 7, de ce îl certați pe Ciolacu? Pe Ciolacu, domnul Ciubică, nu încearcă. Stați puțin, mai pus două întrebări, imediat ajung la dumneavoastră. Deci, întâi că Ciuc a dat 2 milioane pe panouri și la Sconia a dat 1,5 milioane. Domnul Ciubică, domnule, n-ați înțeles până acum că lucrurile astea nu ni se aplică nouă? La aia fără penali în funcții publice, vi s-a aplicat dumitale. Nu da. Nou. Da. Deci doamna Clotilde Armand e loc întâi la Senat. Domnul Voiculescu, ministru, e în Parlamentul European și domnul Barna. Deci și nu se aplică nouă. Și de-aia tot sunteți, nu înțelege, domnule. Și nu vrea de-aia să înțeleagă. Sunteți la 8%. Cu... Ați fost la 8%, că acum sunteți sub. O să facem 48% cu siguranță și 58% în turul 2 la prezidențial. Că nu mi se aplică dumneavoastră. A doua chestiune, că spuneți de notele doamnei Lasconi. Da, fiindcă Universitatea Ecologică filiala DEVA este la fel de dificilă ca și Harvard, din Ivy League, din Statele Unite. Care e distanța, dumneavoastră, știți asta, între DEVA și Boston? Știu sigur care Boston. E distanța între DEVA și Sălaj, de acolo de unde v-am spus că așa. Sunt reputați deci, doctor. Deci, luați în calcul și dificultatea universității. Păi un 7 la Harvard sau un 5 la Harvard, păi e 20 la Universitatea din București. Ce aveți? Dar să știți că pe Ciolacu asta vreau să vă spuneți spun. Ceva. Nu-l ceartă nimeni, domnul Ciubică, pentru că... Pe useriștii l-au certat în continuu. L-am certat noi. Ascultați-mă puțin ca să vedeți ce spun, că s-ar putea să aveți surprize. Deci îl ceartă pentru nota 7 de o săptămână. De 5 ani de zile, da, useriștii îl ceartă că și-a luat bacul la 33, la 23, la 31 și așa mai departe. 5 ani de zile. Să nu dai tu explicație, nu socoteală, că nu trebuie să dea socoteală, să nu dai tu explicație ca să închizi povestea asta în 5 ani de zile. Poate nu vrea să închidă. Păi tocmai de aia să nu vină să ne spună domnul, că ne spunea până să ne prezinte nota, ne spunea domnul Ciolacu, ne-a zis că a primit o solicitare pe 544 și urmează să aflăm cu nota. Tu ia, în primul rând, că asta nu e informație de interes public. Diploma de bac nu e despre asta. Ca atare, ce să nu ceartă nimeni pe domnul Ciolacu că a luat 7 la bac. Îl ceartă noi, și noi îl certăm. Useriști îl ceartă. Îl comentăm. Îl certați dumneavoastră, dar useriști îl ceartă. Nu, îl certăm. Dar 5 ani să nu dai tu niște explicații, să închizi o poveste pe care știi că poți să o închizi într-o jumătate de minut. Poate să o lași să se rostogolească. Poate că și-a dat seama că... Băseliile useriste nu contează. Vedeți ce înseamnă și cu întârzierile și de plată poate că și-a dat seama că băseliile useriste nu contează și rezultatele de la locale și europarlamentare au arătat că băseliile useriste nu contează. Păi da, deci este adevărul. Atunci să rămână aroganți și importanți și să stabilească și să împartă țara cum împărțeau anul trecut la rotativa sticlă 5 ani Nicu, 5 ani Marcel. De, țineți minte că ne scandalizam, mă rog, mă scandalizam la vremea respectivă, nu dumneavoastră, corect. Așa. Că nu poți să... Deci să rămână aroganți, cu capetele umflate, cum ziceți dumneavoastră, în criză mistică, cum zic eu. Cu capetele umflate nu e bine. Și asta este și cu țara împărțită pe 10 ani într-o stabilitate de genul ăsta... cu niște mesaje care nu contează că s-a luat la BAC, nu contează că am făcut școala la DEVA, nu contează. Eu sunt absolut convinsă că toate lucrurile astea anul ăsta nu contează. La nivelul scăzut care este în acest moment în piață, pe variantele pe care le avem Nicolae la îndemână. Nicolae Ciucă scrie cărți, dumne. Cum e scăzut, domnule? Doamna Tache, zău așa, pe cuvântul meu. Vă dați iară după domnul Ciubică și nu e bine. Nu e în nivelul la care funcționăm anul ăsta în campanie este unul care mie nu mi se pare că trebuie să mai facem știri din cât a luat Ciolacul la BAC sau unde a terminat la Sconi școală. Lăsconi, am înțeles că se numește în mod real, nu Lăsconi. Lăsconi e Lăsconi, nu. Valerica. Aia mi s-a părut tare, am văzut și eu, nu știu unde am văzut, acum de la Muntele Atos am citit, că o cheamă și Valerica. Valerica? Da. Ce nume frumos? Dumneavoastră care tot o țineați pe Dăncilă în Vasilica, pe Lasconi o ascundeți de Valerica. De ce acest lucru? O să-i spunem de aici încolo Elena Valerica. Doamna Valerica.
Doamna Valerica, ca la coafor. Ce a făcut doamna Valerica? Se prezintă admirabil în această campanie electorală. Adică, practic, ce? În primul rând că e un exercițiu de transparență, fiindcă a reieșit unde a terminat onorabila universitate, de top, am putea spune. Așa, notele ziceți că a făcut-o doar, nu a și terminat-o, pentru că terminarea e cu licența și facultatea era atât de prestigioasă încât nu avea atestat să facă și licențe. Și licența și-a dat-o prin București, pe unde. Cum ziceți dumneavoastră? La vremea aia așa erau lucrurile. În fine, era facultatea, da, praf. Adică da, ce nu, acum eu vă spun.